Foarte mulți dintre voi vă uitați la vlogurile horror, însă eu nu cred în așa ceva. Așa că astăzi o să testez pe pielea mea o locație horror. Am văzut că foarte mulți vloggeri au mers în locații horror, cum ar fi Alex Montrei în pădurea Hoia Baciu. 20 am văzut iarăși că explorează locații din astea horror și vreau și eu să merg neapărat. Și cine am văzut că face acum cel mai mult horror? Bez Noris împreună cu iubita lui. A mers la o morgă, a mers la tot felul de locații. Așa că hai să mergem și noi la catacombele blestemate. Inițial n-am avut nicio așteptare, dar vă las aici câteva momente ca să vedeți prin ce am putut să trecem. You will die. Ce înseamnă? Nu mai poți să respiri. Da, nu poți să respiri. Da. Iar calci și cumva te înfunzi. Mi s-a făcut tupile de găină. Pot să fiu cât de viteaz vreau eu, dar n-am avut cum să vin singur. Așa că am venit cu... Am ajuns la intrare. Nu ne așteptăm la mașină. Hai să-i dăm, ne-am băgat în asta, îi dăm tare. Singurul echipament pe care îl avem, avem lumina de pe cameră, blitzuri de la telefon. E ora aproape 2 dimineața, da? Ia vezi găleți. Pe unde intrăm, pe aici? Nu pentru vlog, vă jur că nu face reacțiile astea așa. Bă, nu mai sta în spate, vino. Stop! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Bă. Ok, nu, sunt paranoic. Bine, ok, acum pot să înțeleg toată treaba asta cu vlogurile horror. Am găsit o geacă. Hai să intrăm. Cu geaca aia nu știu ce să facem. Dar n-aș vrea să intru eu primul. Nu vreți întâi să vedem ce e aici și după aia să intrăm acolo? Bă, mi-e frică să mă uiți pe aici, adică... Ia vezi copac. Nu-i copac. Taci. Ok, hai să mergem. Bă, fiți atenți, foarte important, nu atingeți chestii, gen luăm boli, sunt chestii lăsate de mult aici. Că vreau să văd ce e pe aici peste tot. N-are treabă, haide. Vă jur, dacă aud că țipă cineva la mine sau face pas sau orice, m-am căcat pe mine, mi-e frică. Tu nu vii, tu stai acolo? Băi, cineva înăuntru. Să mor tu. Nu e pe tot camerele. Cum ai cineva? Păi, nu auzi, iar? Nu. Eu nu intru să moară familia mea dacă intru. Ba intri, hai, mamă ce prost e blitzul ăsta, nu bate nimic. Nu bate nimic, hai. Cum ai trec? Bă, e careva? Acum zic că, nu! Hai să mergem. Dacă e cineva pe bune, gen, când ieșim, dăm cu capul, murim toți în copacul ăsta. Hai să mergem, bă, dacă mă așteaptă după perete. Vă zic cineva acolo. Vere, vină în coa. Nu-l auzi? Hello, do you speak English? Yes, hello. S-a auzit. Nu mai filmezi niciun vlog horror. Gener, uite, stai. Se audă perde. Mintește, mă, hai. Nu, s-a auzit să mor. Păi ce, chiar mi-e frică. Vă jur că sunt... Hai mă, ne căcăim atâta pe noi, hai să intrăm. Bă, nu de-aia am venit? Bă, da, e vlogul tău, intră. Hai că vin cu tine. Stai un pic să ascultăm. Bă, nu se aude nimic, nu știu. Cea mai nașpa chestie care mă strică pe mine la psihic în momentul de față e haina aia de acolo care pare nouă și pare agățată aici, gen... Sunt mai multe în față. Pare abia pusă. Am văzut-o eu asta, mă, e din... În față asta găsim saltele, chestii. Hai să mergem. Încolo? Da. Nu aici? Asta nu intrare, e o cameră. Păi și nu vrei să vedem ce e în camera asta? Eu v-am zis cineva. Hai, Folor, ajută tu. Eu să mă duc primul? Haide! Cu mătru meu și aici. Hai să mă duc eu primul. Vlad, intri tu cu mine. Hai, Vlad, intră tu primul. Stai. Când tu ai camera, tu ești cu camera. Bă, fiți atenți. Avem mâncare. Bă. Mă bazez pe voi, că dacă intru și dacă mă ia cineva sau se întâmplă orice, vă băgați? Da, mă, e ok. Haideți. Vlad, tu trebuie să intri. Hai cu mine. Mamă, sfiară aici. Nu sfiară, sunt rădăcini. Ia vezi pânza de pe aia, gen, ce e aici. Șt. Da, e gol. Hai încoa că e gol. Pe bune, e gol. Aha, și dacă e ceva vine din ea putut. Da, ne prinde aici, când intri și tu închide o ușă peste noi. Ia uite, poate s-a scris. Vrei să auzi? Nu, hai încoa! Vere, vino aici! Spune cineva care sunt patru la noi! Miroase a căcat! Ok, în camera asta ce-ar trebui să fie? Bă, Fury, vino încoa să ne zici povestea la ăsta, vino încoa! E o cameră, aia nu e, mai în față e intrarea. Ok, aici e o gaură, hai încoa, Oloroș. Au, bă, vedeți cum călcați aici, că chiar sunt chestii ascuțite, gen. Vezi și tu. Ia!
Dă-te, ce ai făcut? Să-ți fac loc, Vlad. Vlad, vino cu a. Vlad, vino cu a, cu camera. Da, bă, ok, e gaura aia acolo. Grijă mare, la... E gaura aia mare acolo, să ai grijă, Vlad. Bro, nu intru prea mare, setul ăia. Dar nu o să ne băgăm. Și aici mai e ceva, dar ia vino cu a. Poate sare unul de aici și mă sperie. Poate mi-a telefonul. Nu, tot o intrare de-asta e. Ok, bun, nu e nimic aici, e un bagaj. Am intrat în dulapul la om. Bun, mă țin eu de șoti, dar bă, vă jur din sufletul meu că nu sunt reacții pe care le fac pentru cameră. Chiar mi-e frică, gen, ținând cont că știm ce se întâmplă aici, o să vă zic că și Fury, că mi-a zis și mie și m-a speriat, gen, psihicul meu face niște legături. Intrarea prima, ok. Intrarea a doua. Hai să mergem. Ok, intrăm. Spune-le la oameni ce s-a întâmplat aici, ce mi-ai zis mie, gen. Ideea e că așa zic ăștia, acum nu știi dacă e sau nu. La un moment dat, gen, o să vezi că e totul căzut jos, știi? Și ci că le-au bombardat cu dinamită pe toate ca să mai poți să mai ajungi acolo. Deci că era de asta, cum ar veni, un fel de rețea asta de tuneluri. Ok. Pentru războaie, pentru chestii de genul ăsta, știi? Și după aia, după revoluție, le-au bombardat. Acum, și toate astea duceau în același punct. Da. Undeva? Ok, am înțeles. Bă, hai să mergem. Place să stăm aici, așa, nu? Bă, îmi place să mă pregătesc un pic. Mergem acolo sau aici, da, în stânga? Bă, la cât de prost e blitzul ăsta să mor dacă văd ceva cu el. Ok, sunteți gata să vă ia? Da, hai. Gata să te ia rău, da, tot? Ia uite că a prins fricosul, curaj. Aia e intrarea? Am ok, grafiti. Hai. Au fost oameni aici, au făcut grafiti, înseamnă că e safe. Da. Ziua. O chestie, trebuie să reținem pe unde am fost. Că e labirint. E labirint? Eu nu știam de locația asta înainte să mă aducă băieții, să știți. Bă, ești careva? Da. O gaură. Nu e mă nimeni, dădea cineva un semn, hai să mergem. Astea-s găuri, n-au cum să iasă oameni de aici, nu? Un drum mai drept. Mamă, să mori, aveți mesaj aici. Caut să plec, depresie. Bă, Veri! Bă, astea-s noi. Ăsta de aici, sincer, îmi dă o stare de bine. Da. Eu chiar am încredit. Ce faceți, mă? Mi-e frică, ce e, vrei? Știi cum puteți, stă, da? N-ai așa. Mai dau emote când în când să fiu sigur. Păi stai așa, făcut de un om, uite-te puțin, Robi. Nu, fii atent. Hai să... Nu văd, nu mai văd de la lumina aia. Hai să mergem întâi în dreapta. Să vedem ce e pe aici, pe jos. Explorăm subsolul. Eu zic că mai bine stăga. De ce? Ca să o luăm așa și după aia vedem absolut tot. Păi și dacă o luăm în dreapta, nu ne scoate tot pe acolo. Hai să facem scouting pe cineva, pun astea pe aici. Da, haide. Și aici începe greu. Vedeți că e de-asta aici. Ok. Bă, vă rog, aveți grijă că mai sunt 100% mai sunt găuri prin tavan sau pe jos. Asta vreau să vă zic unul la mână. Vedeți că sunt alea găuri. Funcuri, da. Doi la mână, vedeți să nu încărcați, uite, gen în cioburi, chestii de genul ăsta. Ok. Dacă te grăsi. Bă, aici nu prea e nimic, au. Dar trebuie să dăm. Da, ok, hai să mergem la un motor. Sunt de acord cu tine. Mamă, m-am speriat rău. Tu ai văzut? Hai, Moda, ia. Uite-te puțin, că-i căzut tot. A luat foc aici. Chiar a luat foc. Nu? Am dat foc la toată țara, alele. Mi-a rămas dacă nu moare niciodată. Da, corect, cameramanul nu moare niciodată în filme. Să vă rostez loc. Uite-te puțin ce e. Nu mai știu să ieși pe aici. Hai să vedem ce e acolo. Bă! Nu mai luați lumina! Hai. Păi nu mai luați lumina. A, asta e o intrare, cred. Asta e la intrare, dar... Ok. E intrarea prima. Asta era intrarea prima. Ba nu, că am fost acolo. Am intrat în intrarea prima și nu era asta. Nu mă... Îți amintesc să faci asta de la dreapta. Bă, vă rog eu frumos, hai să mergem toți deodată. Și nu mai mutați luminile din alte părți, pentru că nu se vede. Ok, asta e tot ce era acolo, nu e... Bă, aici nu ți-aș recomanda să intri. M-ai detestat. Scrie acolo, jur. Bă, dar ce... Bă, foarte... Bă, dar nu înțeleg, care-i filmul pe care și-l dau oamenii care vin aici no, să facă graffiti? Gen... Să sperie alt prost ca noi. Da, bă, bune, nu înțeleg. Dar ce cu chestiile astea de pe jos? Sau aceștia? Bă, tot împiedice, în ele. Am fost acolo, n-am fost, m-ai tras înapoi de acolo. Hai aici. Okay, hai să vedem ce e aici. Bă, tare mie că dăm de cineva aici care a făcut focul ăla să se încălzească. Sper că m-auzi care e. Dacă dau de el, îl încălzesc eu bine. Bă. Bă, eu v-am zis, gen, aveți grijă să ținem cont pe unde am venit. De ce mă lăsați doar pe mine primul? Tu mai știi pe unde am fost? Nu. Ai fost trei, sunt dar... Îți bag una. Okay, acolo e fundătură. Deja m-am încurcat, nu mai știu unde sunt. N-are treabă. Aici e o gaură în care cred că nu e nimic. Ne pare rău, nu putem să intrăm în gaură aia că suntem mari. Okay. Altă direcție. Te-ai capătul la gaură unde era doi.
Da, corect. Mergem și încolo sau e aceeași chestie? Bă, vere, real, eu dacă văd pe cineva aici, mie mi se moaie picioarele și cred că leșin. Bă, când am făcut intro-ul la vlog, eu nu mă așteptam să fie așa, gen, chiar mă așteptam să fie o banalitate. Dar pentru că știu chestii și mă aștept să dăm de oameni, gen, de oameni care n-au stradă, dar care n-au casă și stau aici. O să pară stupid. Dar gen, am fost cu Andreas când am fost la Cunapura. Tu știi că asta, Vlad, nu? Da. Când am fost la Cunapura, după când am ajuns acasă, am murit de frig. De când, când am fost la Cunacul ăla, nu al Ceaușescu, era un conac aproape de mine, dar mai gen. Am fost la un conac acolo, bro, au sărit pietre de sus, de nicăieri, gen. Le-a aruncat cineva? Nu știam și n-a fost schemă. Ăștia pe live credeau că am făcut nela, Caterin. Ce s-a auzit? Aflu mai târziu. Așa. Ăștia pe live că n-a făcut nela, că bro, au ieșit Lilie și după noi, gen, chiar e pe live, totul filmat. What the fuck? Uite scări, bă, scări. Mamă, dacă ne ducem și pe aici, ne pierdem cu tot. Mergem acolo? Ma. Chiar nu e semnal, chiar nu e semnal. What the fuck? Oh, nu e nimic aici. Nu? Bă, ce gând acolo, robi. Unde vere? Uite ce tipet. Unde, mă? Da, să refunez, da. Era la capăt. Ok, mamă, când m-ați venit aici, sunt transpirat. Bun, hai pe scările alea, hai să urcăm la etaj, ori pe acolo, ori... A, pe acolo. Poftă bună pentru cei care mâncați. Sper că v-a făcut centipedul ăla cu ochiul. Da, puternic. V-am zis că dacă vă ceva mi se moaie picioarele, sunt ud și în chiloți, în punț sunt ud. Vă rog, aveți grijă la găuri să nu cădeți în ele. Cameramanul să ai. O să trebuiască să sărim undeva. Da, bun. Ia, bă, veniți încoa. Uite ce e sus. Unde e gheaba? Sus. Aici, ai zis, ok. Acolo, dar uite sus. The fuck. Wow. Cum era vere, să mă uit în dreapta să văd? Cum e? Bă, bune, acolo e gaură. Putem să urcăm. Bă, dar să fie solide. Da, ar trebui să testezi și asta. Nu, da, chiar am ieșit afară. Cât a pânza de păianjen. Bun, până acum am găsit un gândac care m-a speriat rău. Când l-am văzut că a și căzut. Bă, eu credeam sincer că e mort. You will die. Ce înseamnă? Nu, glumesc. Aici, fiți atenți că e fundătură și o să fie cineva care ne aleargă din cap. Ce e aia? Îi sac? E inundat aici, mă. Da, e inundat aici. E ca o fie în aer acum, să nu fie foarte... Da, pe bune, aveți grijă. Nu e nimic aici. Bă, what the fuck, ce film i-am dat! Sper ca cei de acasă să apreciați toată chestia asta. Să ziceți, mamă, ce lei, m-au mers, s-au plimbat și n-au găsit nimic. Stați că încă nu-i gata! Băieți, acum ne întoarcem ca să mai explorăm camerele astea unde n-am fost. Da, acolo ne-am speriat de gând. Aici, bă, uite scări. Ce să le-am, stalactite? Uai, ce strânt e acolo. Până acum nu-i nimic, bă, aveți grijă și voi sus. Aici nu-i nimic. Și aici o cameră, dar sus e o gaură, bă. Vino încoa. Da, mă, ține să urc. Ia veniți, mă, încoa. Vlad! Să-mi bag piciorul. Dă camera, că am ajuns aici, băieți, și mi-am luat cea mai mare țeapă, că nu e nimic acolo. E blocat bine în stânga, nu, chiar nu e nimic. M-am atins de toate astea pe aici. Hai înapoi. Ce prost ești. Hai pe scările astea atunci. Bă, chiar sunt dispus să explorez asta, vede. Bă, de ce e cald? E, deci cu cât urci mai sus, așa a fost și atunci când am no, fost no, no, e... Cu cât urci mai sus acolo, cu atât se taie răsuflarea, nu înțeleg de ce. Jur! Dar ce se simte pe scară. Da. Mie frică că hai bă ce să faci din nou. De ce? Da, jur, acolo ți-e taie respirația, jur! What the fuck? What the fuck? V-am zis că nu-ți nebun. Vere, vreau acolo, hai acolo, ce-i acolo? Bă, dar de ce nu mai poți să respiri? Da, nu poți să respiri, da. Iar cald și cumva te înfunzi. Mi s-a făcut tupile de găină. Uite-te la mine, tupile de găină. Uite, ia vino aici. Pune camera. Vere, vino aici. Aici, pe bune, simți că te înfunzi, pe bune te înfunzi. Hai, vreau aici. Bă, gaură. Ma, nu mai poți mai descrie. Bă, what the fuck? Bă, să nu fie ceva, bă. E un pat, Vlad, e un pat aici. E un pat, acolo e o groapă și acolo e o groapă. Vezi? Cu pernă. Chiar mi se taie respirația. Tot și pe mine robiet. Mamă, ce diferent. Nu. Ok, asta poate chiar e periculos. Cu aia am transpirat. Poate chiar e periculos. Mă, ce frică. Bă. Am auzit pe cineva, mă jur pe familia mea că am auzit pe cineva. Minți. Bă, eu nu mă...
Adevărat, nu te jur, nu, pe nu, adevărat. Bă, oare se vede? Oare se vede poporul meu că gen acolo, nu știu, e umiditatea mai mare sau care e faza? Da. Dar mi s-a făcut direct pila full de găină acolo. Mă, tu ce faci cu zuculețul ăla? L-am trecut pe modul de atac. Haide. Ai o chiroșii, știi? Chiar am o chiroșii? Da. Jură-te! Eu nu mai pot. Dar vreau să-mi lăsați voi în comentarii ce locații din astea bântuite, abandonate, știți? Bă, vă rog, aveți grijă să nu vă tăiați în cioburi totuși. Noi nu ne-am uitat pe acolo pe unde, nu am fost pe acolo pe unde era gândacul ăla. N-am mai continuat, nu? Oh, da chiar! Hai la gândacul ăla. Că acolo, pe bune, n-am continuat. Bravo, Loloși. Îmi e rău, îmi e rău, pe bune mi-e rău. Adevărat, mi-e să nu chiar fie. Simt aici în capul pieptului, gen. Ok, hata la mișto și așa, dar unde-i gândacul ăla, oare? Pe ce mă, vreau să repede? Nu, hai încoa. Mamă, ce m-am speriat. Ia uite-o, e ora 2:25. Am stat o oră acolo. Din momentul în care Vlad s-a speriat de ce era acolo, a oprit camera pentru că s-a speriat și am luat-o toți la fugă. Acum suntem la mașină și suntem pe punctul de plecare. Dacă mai vreți vloguri de genul, 10.000 de like-uri și eu mă bag, continui, facem, luăm tot echipamentul care trebuie. Abonați-vă canalului și apăsați butonul și de like.